Alin Popa, lider de 14 ani al PNţCD Alba, filială de partid care mai numără aproximativ 500 de membri, a precizat că alianța cu PMP s-ar putea transforma în timp într-o fuziune. Totul depinde de rezultatele pe care le vor obține împreună cele două partide în alegerile prezidențiale din acest an, dar și la alegerile locale și parlamentare din 2016. Probabil că dacă această alianță are succes și după alegerile prezidențiale, se vor discuta și dacă funcționează, pentru că trebuie să recunosc că au mai fost alianțe și înțelegeri care, din păcate, au picat din diverse motive. Dacă funcționează, se va prelungi sau poate chiar se va discuta de o fuziune între partide, rămâne de văzut. Deci nu avem interese ascunse, dorim să ne continuăm tradiția. Vis-a-vis de alianța care s-a făcut, eu sunt de acord cu ea în sensul că respect vorbele seniorului Coposu, care a spus că orice e de negociat pe lumea asta în afară de principii. Citind și acest protocol, după părerea mea, nu se atentează la principiile partidului. Ba chiar văd că, deși sunt alegeri prezidențiale aici, este trecut la un punct dorința alianței ca în timp să se facă și un referend asupra formei de guvernământ. Președintele PMP Alba, deputatul Clemen Negruț, a precizat că alianța cu un partid istoric precum PNţCD nu poate decât să onoreze partidul Mișcarea Populară. Această alianță politică între partidul Mișcarea Populară și Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat pentru noi nu poate fi decât o înnobilare, dacă vezi, pentru că suntem alături de un partid istoric care, chiar dacă prin vicisitudinile vieții politice a trecut prin perioade destul de grele, aș spune eu, multe dintre ele chiar critice, vorbesc de perioada de existență a unui partid istoric, despre asta vorbim, dar este singurul partid istoric, da, că se pomenește foarte mult cuvântul ăsta, care și-a păstrat principiile și verticalitatea în ceea ce înseamnă aceste principii care l-a consacrat. Cele două organizații județene de partid vor încheia în primă fază un protocol imediat ce vizează alegerile prezidențiale. E vorba de formarea de echipe comune de campanie electorală coordonată de Clement Negruț și Alin Popa.